Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Pentru anul care vine, vă doresc sănătate și pace întru Hristos. Slavă România! Așa le-am transmis prietenilor mei în ajun de anul nou. După cum vedeți, Moș Crăciun mi-a dat un tricou pe măsură, ca să fiu mai adaptat timpurilor și telespectatorilor noștri. Mi s-a spus că nu vorbesc pe o anumită temă impusă. Mă conformez. Cititorii, ascultătorii noștri, stăpânii noștri. M-am gândit în pragul noului an să vorbesc despre paradoxul românesc al existenței. Se zice că paradoxul este o opinie contrară a adevărului unanim recunoscut. Zilele acestea, fără a urmări vreun program TV sau a mă flenduri pe rețelele sociale, am constatat că supraviețuim unui mare paradox. Românii o duc bine când tocmai se vaită că le merge rău. Un prieten venit din lungi croaziere, din mări egiptene și primăveri arabe, îmi relevă un mare paradox românesc al firii. Pe toate meridianele lumii dai de români. Dar când vii acasă, televiziunile îți sparg timpanele, prezintă doar sărăcie, nevoi, lipsă de bani și facturi uriașe. În realitate, mulți concetățeni sparg carduri întregi prin barurile marilor hoteluri plutitoare, îmi descrie el, acolo unde un meniu pentru două persoane sub $100 nu există. Deși n-a nins, stațiunile montane de la noi sau de la vecini sunt pline ochi. Mustesc de turiști. Bucureștiul e liber slavă ca după bombardamentele istorice. Sigur că unii iubitori ai schiului, mai cumpătați, și-au retras, se zice, rezervările la hoteluri, dar majoritatea a admis că se pot face selfie-uri și din pajiștile nămoloase, cu mustăți de iarbă sau din spaurile cu vitrinele spre crestele însorite. La 100 de kilometri de sighetul Marmației, în inima Ucrainei, stațiunea de iarnă Bucovel, cu 60 de kilometri de pârtii, Poiana Brașov, în paranteză fie spus, are doar 25 de kilometri, e plină de turiști, informează site-urile de specializatate. Dintre cei 1600 de cazați, ce să vezi, 5% sunt români, care va să zică aproape 100 de compatrioți au sfidat războiul nemilos desfășurat la 1200 de kilometri de Bucovel. Drumurile pline de gropi spre stațiunea înființată de un oligarh susținător al Euromaidanului, deci un oligarh bun, sunt străjuite de militari. Asta nu-i sperie pe doritorii români de sporturi de iarnă. La Rânca, pe un alt meridian, altfel decât la Bălela cu iglurile pentru fițoși de $300 noaptea, nerăstigniți încă de junghiurile dorsale, prețurile sunt mai prietenoase, dar nu s-au raportat în bâlzeli la teleschii, semn că nu tot ce e mai ieftin e mai poftit de români. Un alt paradox al firii. Un reprezentant al unei agenții de turism mi-a confirmat principalul șoz. Vrem scump, căci și ce ieftin nu ne place. Foarte puține renunțări s-au înregistrat la hotelurile de 5 stele,
unde o noapte costă peste 100 de euro. Prezent în Brașov, la mijlocul lunii decembrie 2022, într-unul dintre acestea, managerul mi-a dezvăluit că, deși prețul este de 136 de euro pe noapte, majoritatea clienților sunt români, iar la apartamentul de 1000 de dolari se așteaptă în exclusivitate corporatiști. Vedeți? Mai are rost să ne întrebăm de ce Valea Prahovei se blochează în toate weekendurile, nu numai de sărbători? O publicație din județul Alba prezenta în ajun de an nou un anunț publicitar. Doar 18.000 de lei, un sejur de 3 zile, cu masă de revelion inclusă, la o pensiune din Munții Apuseni. Sigur că oferta avea și ofertanți, că altfel nu era publicată. În Poiana Brașov, la hotelul Alpin, 3 zile costau 2.000 de euro pentru o familie. Full de corporatiști veniți să se spargă în figuri, să toace banii mustind din conturi, relevă sursele bine informate. Unde se află sărăcia promovată pe televiziuni? Probabil că doar acolo unde nu ard băieții și fetele de bani gata. Un apropiat al familiei mele mărturisește că ginerele a fost la schi în Elveția, unde a plătit 300 de euro pe noapte pentru o cameră de amărăștean. Dar alpii erau alpi, nu erau cucuieții din deal și ăia fără zăpadă. În noapte de anul nou primesc mesaje din Togo, Congo, din Zanzibar, chiar și din Agra, celebrul oraș al marilor moguli indieni, de unde un coleg de breaslă îmi scrie pe WhatsApp că nu mă poate suna, căci costul de roaming e de 8 dolari minutul. În replică îi zic să nu uite să le spună băștinașilor hinduși că altfel ar fi arătat noul Taj Mahal dacă Brâncuș s-ar fi înțeles la bani cu Muharajahul care își dorea un monument funerar pentru soția sa, cum nu mai exista în lume. Asta se întâmpla în anii 1930. Lume bună, lume nebună, azi. Hai la prosperitate, cu grăbire, să-i sorbim prea plinul din dotare. Așa ar fi zis un extraterestru coborât în România noi protipendade. Sigur că există frustrări, cum există nerecunoașteri ale realității. Unii revarsă angoasele cu celeritate la ore de vârf și de maximă audiență, văzând doar pete negre printre juvaieluri. Există un adevăr frust. Românii sunt mari consumatori de voiaje, dar și unul nerecunoscut. Zeci de mii de copii au sărbătorit trecerea anilor fără bucuria de a fi alături de părinții lor. Doi din cinci români din diaspora nu s-au întors în țară, relevă un studiu al Asociației Salvați Copiii. Există în România 73.863 de copii fără unul dintre părinți acasă și 21.276 fără ambii părinți. 39% dintre lucrătorii noștri în străinătate nu au mai revenit deci de sărbători. Or fi preferat călătorii europene sau au stat acasă în îndepărtatele fiorduri, datele nu relevă acest mic mare paradox. La începutul anului trecut, Stemmenmark a realizat un sondaj la comanda kiwi.com, conform căruia 38,6% dintre români plănuiau să călătorească în străinătate la sfârșitul anului 2022, în timp ce 30,5% erau încă nehotărâți. Potrivit aceluiași sondaj, mai mult de jumătate, atenție, 55,8% dintre românii intervievați au declarat că vor merge în străinătate pentru a vizita piețele de Crăciun, în timp ce 40,1% plănuiau să meargă în stațiuni balneare, iar alți 36,8% au spus că vor călători la malul mării dacă o fi vreme mai bună.
în alte mări, nu în Marea Neagră. Asta în timp ce târgul de Crăciun din Craiova este considerat al doilea ca frumusețe din Europa. Avem cel puțin două certitudini. România săracă e doar acolo unde nu calcă nicio urmă de turism, iar turismul intern nu vinde acolo unde prețurile sunt mici. Un an nou fericit! Și dacă v-a plăcut podcastul meu, abonează-te sau share. Numai bine!